Bancuri din Ardeal cu Mihai Naie. Mere Gheorghe la doctor. Pare Gheorghe, dar ce necazuri te aduc la mine? Apoi, domn doctor, eu mai de mult când mă uitam la o muiere, eram gata de atac. Am un și de mă uit o săptămână, tot degeaba. Păi, bani, Gheorghe, eu sunt oftalmolog, doctor de ochi. Nu, doar de la ochi mi se trage. Mărioara se duce la domn părinte necăjită foc. Domn părinte, am păcătuit și acum stare speriată. Nu știu ce să mă fac, îs gravidă. Ai de mine, Mărioara, asta nu-i bine, asta nu-i bine, dar ai măcar un tată la copil? Am, nu-i vorbă, și dacă ar fi să fie gemeni, am chiar doi. În urma recensământului, o echipă de cercetători se deplasează într-un sat din Ardeal, unde natalitatea era extrem de ridicată. Curioși să afle care este secretul, specialiștii se duc direct la casa lui Gheorghe, care era socotit înțeleptul satului. Bade, oare ați putea dumneavoastră explica secretul acestei explozii demografice? Natalitatea la dumneavoastră în sat este mult peste valorile din toată Europa. Apoi, cum să vă spui? Dimineața pe la 4 și jumătate trece mărfarul cu vagoanele goale și faca este o larmă de scolă tot neamul. No, pe mult la ora asta e pe târziu ca să te culci înapoi și pe de vreme să te scoli din pat. Ion merea pe ulița satului și când ajunge la casa parohială îl vede pe domn părinte că tomnește gardul. Năzua, domn părinte, dar ce tot bontănești acolo? Zua bună, bade Ion, ia, tomneți gardul, că mai bat și eu câte un cui. Păi și cum zice părintele treaba asta, își arde una cu ciocanul păstă deajă. De durere strânge el din buză și, oarecum încurcat că se uită Ion la el, bagă capul în pământ și scoate așa un jamăt. Dar Ion de acolo. Domn părinte, așa e ce bine ar prindeam o înjurătură. La pirtul satului se încinge un scandal în tătă regula și se bateți fiecare cu fiecare. Într-un târziu vine și poliția și se potolește la arma. Un jandarm îl găsește pe Gheorghe în spatele pirtului, trânchit pe burtă și cu un cuțit înfipt în schinare. Vai mă, Gheorghe, dar bine te-o aranjat oarecare, dar te doare? Am ce să zic, mă doare un pic, dar mai tare mă doare când râd. Ion îl cheamă pe Gheorghe în clacă să-l ajute să sape fundația la casa cea nouă. No, și cum se pau ei de zor, măi, deodată ce dau păstă un schelet uman. Măi, Gheorghe, ia mă ce schelet fain, adică vreau să zic că e întreg, cu toate cioanchele. Da, mă, dar păi, oare ce-o fi fostă, bărbat sau femeie? Păi bine, mă, pui și tu întrebări, femeia e-o fost. Nu vezi că șamul are gura căscată? Mărie se întoarce după 2 săptămâni de la băi. Ion se duce la gară să o aștepte. Vine trenul în gară și coboară Mărie. Servus, Mărie. Servus, Ioane. Mă, dar păi tu nu te bucuri că am venit acasă? Ia la celălalt peron cum o strânge în brață. Dar că da,
Acolo nu sosește trenul. Pleacă!